Incident pe cât de șocant, pe atât de incredibil în această dimineață în cartierul Buzoian Micro 5. Un bărbat de 65 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al blocului unde locuia, dar prin minune nu a murit, deși a căzut de la o înălțime de aproximativ 30 de metri. Un trecător l-a văzut zăcând și a sunat imediat la 112. Bărbatul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la spitalul județean cu multiple traumatisme. La unitatea de primiri urgență a Spitalului Județean de Urgență Buzău a fost transportat un bărbat în vârstă de 65 de ani din municipiul Buzău, care a suferit un politraumatism prin cădere de la înălțime. Bărbatul a suferit multiple fracturi, fractură de coloană vertebrală, fractură de șold de stâng și fractură de pumn drept. Deși bărbatul a supraviețuit pe moment căderii în gol, medicii au fost nevoiți să declare decesul după numai câteva ore traumatismele extrem de grave suferite la impactul cu solul fiindu-i fatale. Vecinii spun că bărbatul care a încercat să se sinucidă ar fi fost înglodat în datorii. Mai exact, în trecut ar fi girat câteva persoane care nu și-ar mai fi plătit creditele bancare, motiv pentru care a fost obligat să le plătească restanțele. Datoriile i-ar fi fost achitate de către cele două fete ale sale, cărora, spun unii vecini, le-ar fi lăsat un bilet în care își cere iertare că le-a adus într-o asemenea situație Poliția face o anchetă pentru a afla cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment.